Avem în discuție în acest moment, în dezbatere, a fost și dezbatere publică, proiectul de lege privitor la codul muncii. Eu cred că este un cod al muncii nou, un cod al muncii așteptat, dacă vreți, atât de angajatori cât și de angajați. Este un cod al muncii care are, dacă vreți, ca pilon principal competența, promovarea atât în mediul public, cât și în mediul privat, se face pe competență. Gândiți-vă că la această oră sunt peste 1,5 milioane de oameni care muncesc la negru sau la gri, depinde, și care pe actualul cod al muncii nu pot fi angajați nicicum. Refuză pe de-o parte ei, pe de partea cealaltă refuză angajatorii. Mă refer aici și la sezonier, mă refer și la acea muncă pe care o prestează mulți dintre români. Nu au, deși muncesc, primesc un salariu la negru, nu au în momentul de față posibilitatea de a beneficia de serviciile sociale pe care le oferă până la urmă statul și mă refer aici la pensii, contribuția pe care poate să o aibă pentru pensii, o pensie pe care o să primească la bătrânețe, iar pe de altă parte mă refer la sistemul sanitar, pentru că astăzi, dacă un astfel de cetățean care nu plătește niciun leu la sistemul sanitar, ar avea nevoie de o astfel de, și eu, de intervenție medicală sau ceva de genul ăsta, în mod clar trebuie să vină cu bani de acasă să-și rezolve problema. Ce criterii de performanță vor trebui să respecte potrivit noului cod al muncii? Parlamentarii. Parlamentarii? Păi parlamentarii, eu cred că dumneavoastră știți că au o indemnizație, nu un salariu. Și nu trebuie să aveți și performanță pentru asta? Performanța, vă rog frumos, să măsurați dumneavoastră cum o face fiecare. Știu că aveți topuri, clasamente și alte repere de genul ăsta la sfârșitul fiecărui an sau, mă rog, la sfârșitul mandatului. Nu ar trebui plătiți în funcție de cât ne vrea să zicem? Eu cred că asta ar fi o chestiune care, în primul rând, ar trebui reglată de fiecare în parte și chiar ar fi foarte interesant să vedem ce înseamnă mersul la serviciu. Dacă vă referiți la prezența din, știu, din votul la plen sau ceva de genul ăsta, cu siguranță acolo sunt niște explicații de dat. Dar, cred că dacă discutăm de parlamentar, discutăm de indemnizație și nu de salarii. Dacă este atât de dorit de angajați codul muncii, de ce credeți că sindicatele manifestă atât de mare reticență? Pentru că sindicatele rămân fără putere în fața, deci devin prioritare interesele angajaților și nu ale sindicatului. Conducerea sindicatului. Conducerea sindicatului ca și structură, pe mama, organizațională.